Vin aici. Sus. Sus. Așa. Cu minte. Bravo. Bravo, bravo. Stai cu minte. Stai cu minte. Mânuța. Mânuța. Așa. Bravo, bebu. Bebu? Încă o dată. Mânuța. Mânuța. Ăla e bebu. Da, mă, tane, mă. Mânuța. Da, bebu. Da, bebu. Bravo. Salut, prieteni. Eu sunt Răzvan și pe aici este o casă cu acvarii. Tot amând să filmez videoclipuri, am niște planuri, tot vreau să fac tot felul de lucruri, am în cap proiecte și se întâmplă viață, se întâmplă lucruri pe aici, apar tot felul de chestiuni care trebuie rezolvate. Și mai trece o zi și mai trece o săptămână și se pare că a trecut deja o lună de când am mai filmat ceva. Și cred că cumva îmi complic foarte tare lucrurile și în mintea mea. Adică vreau să fie într-un anumit fel ce vreau să filmez, un anumit subiect, gândit într-un anumit mod. Iar asta ar implica o zi. Nu e atât de mult să spun o zi, dar nu am avut până acum o zi întreagă eu să pot să filmez ce vreau să filmez. Și astăzi, iarăși, este complicat pentru că sunt lucruri de făcut și nu am o zi la dispoziție. Și până la urmă o iau la modul simplu, încerc să-mi resetez toate problemuțele astea și o să filmez și cred că o să mai fac din când în când genul ăsta de videoclipuri în care efectiv filmez ce fac pe aici, fără subiect neapărat, pe stilul vlog, dacă vreți. Și vedem ce iese. Măcar din când în când o să mai strecurăm și vloguri din astea filmate cu camera din fața telefonului, fără microfon, fără lumini, fără setup, fără plan. Pur și simplu ce iese. Și vom vedea. Sper să fie ok și așa. Decât să pun deloc, până la urmă, nu? Haideți să vă arăt ce s-a mai întâmplat pe aici. Foarte pe scurt și anumite filmulețe mai vechi au o legătură cu ce vreau să vă arăt acum. Hai să vedem. Și anume, de exemplu, a fost videoclipul cu GB Chaps, care în continuare domnul locuiește acolo sub pietre, cu maimganul în acvariu. Și acvariul a rămas curat. La fel, acvariile cu Beta. Să aprindem lumina un pic. Astea cu Beta au rămas tot pe masă, că n-am mai avut timp să le mut undeva mai cum trebuie, dar s-au păstrat ok. Apa a rămas limpede, peștii sunt în continuare acolo, arată happy. Deși mai mulți se plâng în comentarii că 10 litri e prea puțin pentru un Beta, ar trebui să stea într-un acvariu de 1000 de litri, ceea ce nu e fals, dar cine are 1000 de litri la dispoziție? Și ăsta de aici la fel. Peștele e foarte ok. E acolo. Deși lumina asta n-a mai fost aprinsă de când am filmat, adică practic nu știu cât, o lună, plantele arată bine. Am băgat și o plantă de asta de apartament, că stă cu rădăcina în apă și asta e ok, plantele din interior sunt ok. Practic s-au păstrat bine. Hai să mergem un pic la vivipari. În bazinul ăsta de sus, GB Chaps a menținut geamul curat pe interior, iar eu nu am menținut geamul curat pe exterior. Alga a continuat să crească. Cred că ar fi un videoclip interesant, cum scăpăm de algă. Ce mai e aici? Bazinul marin. Un mic update, așa super pe scurt. S-a umplut de cianobacterie. Cumva el arată drăguț, dar nu e ok să fie așa. Adică avem cianobacterie din toate culorile posibile. Ia să văd, mai sunt creveți prin el care stau ascunși prin pietre, dacă găsesc vreo unul, că sunt destul de greu de văzut. Mă rog, până la creveți, hai să ne ducem cu un mic zoom. Anemona
trăiește în continuare acolo și au apărut altele, care nu știam că trăiesc în Marea Neagră. O să încerc să focalizez. Asta e o anemonă care seamănă mai mult cu cele de recif. E una aici, e una acolo, nu știu de unde au răsărit. Habar n-am care e faza cu astea. Pormă, au mai apărut niște creaturi ciudățele. Chestiile astea albe de pe piatră, ca niște fire de păr, sunt niște chestii vii. Iarăși, nu știu ce sunt. No idea whatsoever. Bine, anemonele astea micuțe au apărut efectiv peste tot. Mai departe, ce mai găsim pe aici? Da, se vede un crevete. Acolo. Deci creveții sunt bine, anemonele sunt bine, mai trăiesc niște melci pe aici. Încă o actinie sub piatra asta de aici. Și cam asta este cu bazinul ăsta. Cu acvariul ăsta un pic îmi tremură efectiv mâna pe telefon. Mai stabil un pic. Cu acvariul ăsta am făcut eu o greșeală relativ mare. Nu am folosit totul din apă. Am zis și în videoclip, pietrele astea mai frumoase, să zicem, sunt niște pietre din curte. Ele provin de pe malul mării de acum 10 ani de zile, dar le-am depozitat în curte, le-am folosit în acvariu și se pare că era pipi de pisică pe ele, pentru că nu înțelegeam de unde a apărut poluare în acvariu, pentru că am făcut niște teste de apă, nitriții erau mulți, valoarea nitriților era foarte mare, între timp nu mai sunt nitriți, s-au stabilizat filtrele. Sunt nitrați, în schimb, acum. Și nu ar trebui să fie nici nitrați, nu ar fi trebuit să fie. O să încerc să rezolv chestiunea asta. Trebuie să ajung cândva la mare, iarăși timp. Trebuie să ajung la mare, să iau iarăși cât de multă apă pot, să aduc, să curăț alga asta cât de mult pot și să fac un schimb masiv de apă. Ideea e că vorbim de răbdare aici. Nu pot acum să mă duc să iau animale din mare să le bag în acvariul ăsta, pentru că cumva e poluat. Deci, mai avem răbdare și o să ajungă și bazinul marin unde ar trebui să fie. Altceva. Cu creveția Mano. Este iarăși un proiect care ar trebui să continue. Mai sunt vreo două femele în acvariu ăsta. Asta avea icre acum câteva zile și le-a vărsat. Trebuie timp. În continuare, în bazinașul acela de jos cresc algă de acvariu de recif. Păi ideea că atunci când o să am timp, să am unde să mai experimentez cu larvele de la Amano. Trebuie să fac curat prin toată camera asta, sunt o grămadă de obiecte care trebuie să organizate. Am mai primit niște cadouri drăguțe. Am primit o trusă de teste care o să fie binevenită și am mai învățat niște lucruri despre testele de apă și ce anume ar trebui să testăm. Trebuie iarăși să facem un clip pe chestia asta. Aici am niște sare de acvariu de recif cu care vreau să testez iarăși pentru Amano. În cutia asta am primit niște pietre care o să ne folosească la un viitor aquascape. Am primit de asemenea acvariul ăsta cu tot felul de obiecțele și chestii de la un prieten care momentan nu mai are timp să se ocupe. Și cu acvariul ăsta ar fi o idee să încercăm să-i dăm drumul, să-l pornim de la zero și să urmărim toți pașii pentru începutul unui acvariu. Cred că ar fi iarăși un clip interesant. Mai departe. Aici sus sunt niște ancistruși voalați albino.
care mi-au făcut pui. Și acvariul momentan e plin de mini ancistru și vălați albino. Acolo sus sunt lemnele de la videoclipul cu lemne de băgat în acvariu, pe care nu le-am mai băgat în niciun acvariu, că nu am unde deocamdată. Acest acvariu este plin de algă și aș vrea să fac mai multe clipuri despre cum scăpăm de algă și de ce apare algă și să facem niște experimente cu algă. Ar trebui să urmeze ceva de genul. Aici tot de la amicul care n-a mai avut timp de acvaristică. Numai puțin că e greu. Am primit un osmozor de la Aquamedic. Aproape nefolosit. Care o să ne folosească să facem un aquascape cu apă de osmoză și cu duritatea refăcută cu săruri. Hai să mergem înapoi. Acvariile plantate au ajuns în stadiul în care erau când am făcut clipurile în care ziceam că trebuie să scap de buruiană. Sunt iarăși pline de buruiană. Deci, efectiv, plantele au devenit o masă în tot acvariu și din cauza asta își consumă resursele și a devenit dificil un pic să le mai fac față. Trebuie iarăși un reset. Iarăși avem nucuși crescuți până la tavan. Avem lintiță cât cuprinde din nou, pentru că cum sunt niște perioade în care nu am vreme să mă ocup, lintița profită din plin. Aici iarăși mai am niște pești interesanți, în care nu știu cum Dumnezeu să-i filmez. Niște Cyclasoma mechi. Ăștia sunt peștii copilăriei mele. Au fost primele ciclide pe care le-am avut vreodată, această specie. Care sunt foarte cuminței și stau foarte, foarte bine cu scalari în această junglă. What else? What else? Am mai primit plante acum. Trebuie să mă ocup de ele, să fac ceva spațiu, să pot să le bag. Sunt niște Alternatera și e o specie pe care nu o am. În altă parte, acvariul ăsta, dacă rămâne așa de sufocat de plante, urmează niște problemuțe aici. Iar una dintre problemuțele care urmează este alga. Începe să crească o algă filamentoasă. Pentru că... Bine, aici o să vorbim în clipul despre algă mai în detaliu. Nucușii se pare că sunt plante mai mult de apartament decât de acvariu. Cum prind o ferestruică, ies din apă și cresc vârtos. Avem și un glob de... Suntem pregătiți de Halloween. În videoclipul cu nucile de cocos, iarăși, avem acea nucă de cocos făcută atunci, în care am băgat criptoporină și care merge, să stingem asta de beta, care merge ok. Nu a crescut spectaculos, dar nici n-a murit, arată bine acolo. Tot în videoclipul cu lemnele, aceste lemne băgate cu piedestalul respectiv în substrat, au făcut o pădurice de algă deasupra, care pe mine nu mă deranjează deloc, chiar e drăguț cum arată, zic eu. O să vreau să fac un clip în care să prezint sistemul de acvarii și tot ce e în spatele acestor acvarii ca și aparatură, ca tehnologie, în special concentrându-mă pe sump, care când veni vorba ar trebui să spăl din fundat tot în afară de doi bureți. Asta e vata pe care n-am mai spălat-o. E de muncă aici. Deci un clip în care să explic cum funcționează sistemul, după care o să vreau să modific sistemul, să adaug acvariile din hol cu aceste cuburi care acum sunt în alt sistem și vreau să ajungă toate în același sistem. Dănuț, zâmbește, bebuțanic. Da. Ce mai avem? Aici sunt niște altuni pe care, o parte din ei aș vrea să-i cresc, să văd
efectiv cum o să arate când ajung la mărimea maximă. Aici am făcut un experiment cu mâncare de pești congelată și am uscat-o să văd dacă e ok. Și e ok, adică se fărâmițează foarte bine. Pești o mănâncă, deci mâncare de pești congelată, mixtură practic, care a fost uscată. Aici mai avem o gașcă de ancistruși, și mascul și femele. Poate o să obținem pui și de la această familie. Aici e un gibi care se uită încruntat la noi. În acvariul deasupra, care nu prea l-am filmat până acum, pentru că e greu de filmat, lucește totul în toate părțile. Sunt niște pirania ierbivori care se numesc Metimis argenteus sau Silver Dollar. Sunt niște Botia matracanta foarte mari, niște Silver Shark imensi. Practic ăsta e acvariul de pești huge. Niște Platidoras, care iarăși au crescut ca animalele. Niște Cynodontiși. Nu cer scuze de lipsa de profesionalism din filmări, dar da. Cam asta e ideea cu clipurile astea, nu ne batem capul, dacă iese ceva drăguț, bine, dacă nu, asta e. Aici am apucat să curăț toate acvariile de pe hol și după vreo 6 ore am reușit să fac rândul de sus, al doilea rând, al treilea rând și atât. Cu, mă rog, capacele curățate, capacele necurățate. Tot ca niște pești mai interesanți pe aici, avem aici, într-un geam murdărel, un pirania carnivor, care mai avea niște confrați, dar s-a întâmplat ceva trist și nu mai are. Tot ca ceva interesant, în următorul acvariu sunt niște melci Tilomelania, de la care sunt pui. Și avem pe geam, încercăm un focus imposibil, nu. Mă rog, chestia asta de aici este un pui de Tilomelania. Sunt niște melci interesanți, fac niște pui vii, un pui pe săptămână. Îi scot direct operaționali. Și da, e de muncă și pe hol, e de treabă. E de curățat, e de adunat algă, e de schimbat apă, e de modificat sistem. Tot pe hol, niște pești mai interesanței, să zicem. Ar fi aceștia care seamănă cu zebrele, dar au un model de microrazbor a Galaxy pe ei. Se cheamă Daniochiatit. Mi-am păstrat câțiva și o să încerc să-i reproduc. La fel niște ramirezi, destul de simpatici, la fel niște neon roșii pe care aș avea ambiția să încerc să îi înmulțesc. Vedem dacă iese, ce iese. Tot așa, ce mai era? Hai să ne întoarcem din coace. La Bebu, care e cu minte, maxim cu minte. Aici am în lucru un acvariu de 2 metri, care ar trebui să fie gata destul de repede. Cred că ar fi un clip interesant și cum să lipim un acvariu, sau mă rog, cum lipesc eu un acvariu. Ele lipit, sunt traverse făcute și acum sunt la capitolul de curățat silicon. Adică chestia asta trebuie să ajungă așa. Doar sticlă și silicon între geamuri. E de muncă aici. Trebuie să-l termin azi. Deci, asta mi ocupă toată ziua, nu mai am timp să mă ocup de acvarii. What else? Am avut o problemă cu niște planarii. Aveam niște bazine cu creveți care erau pline de planarii și planarii le omoară creveți. Și am găsit o metodă să scap de planarii
fără chimicale. Mai precis, un pește care nu mănâncă creveții și mi-a mâncat toate planariile. Asta ar trebui să fie un clip interesant, dar trebuie să mai fac rost de niște planarii ca să facem un experiment. Alt subiect. Venim în camera de lilipari, unde am câteva acvarii care s-au cam umplut de melci din aceștia micuți, maronii, și o să încerc să scap de ei la modul să nu mai rămână nici unul. Și iarăși cred că ar fi un clip interesant cum scăpăm de melci comunitari. Pentru că îl avem aici pe domnul Sebastian, care abia așteaptă să guste niște melci, dar nu pot să-l bag cu peștii pentru că îi va gusta și pe ei. Trebuie să stea singur, e un pește foarte periculos, care nu suportă companie în acvariu. Altceva interesant s-a mai întâmplat, eu zic cum a zis chestii efectiv cum îmi aduc aminte. S-a mai întâmplat ceva interesant tot aici. De exemplu, în acvariul ăsta. Mi-au apărut niște creaturi. Biluțele astea care circulă peste tot. Par a fi niște copepode, ceva din familie cu purici de baltă. S-au mulțit excesiv în anumite acvarii. Și am o problemă cu creaturile astea. De exemplu, aici sunt iarăși niște ancistruși voalați. Și animalele astea mănâncă icrele ancistrușilor. Nu sunt mâncate de pești. Adică gupii cel puțin sau ancistrușii nu consumă aceste biluțe umblătoare. Am tot încercat să aflu cum se cheamă sau ce sunt. Încă n-am găsit. Par avea o cochilie tare ceva. Pentru că peștii micuți nu se ating de ei. Mi-au omorât melci. Deci chestiile astea mi-au apărut și în acvarii în care am melci pomacea și am rămas doar cu cochilii de melci pomacea. Atacă melcii, dacă moare un pește, se pun grămadă pe el și îl mănâncă. Dau dovlecel la pești, mănâncă și dovlecel, mănâncă de toate. Se pare că sunt super omnivori. Revenind aici, mi-am mai adus aminte de o chestie. Am mai făcut un experiment, de exemplu, o pastilă de asta, de un heat pack. L-am testat să văd cât timp menține temperatura mare. A stat pe la 50-51 de grade, 24 de ore aproape, deci ține foarte bine. Alt experiment care urmează, am făcut rost de ouă de Artemia și vreau să încerc să fac o stație de eclozat ouă de Artemia artizanală, dar pe ideea de a fi cât mai eficientă. Și asta ar fi un subiect, mă gândesc. Altceva. A, da. Am făcut niște mixtură de pești. Și asta poate ar fi un subiect. Care a ieșit cam așa. Este mărunțică și conține de toate acolo. De la gusturoi pisat, la spirulina, un mix de mai multe tipuri de mâncare de pești. E foarte mărunțică, se dă cu o linguriță și o mănâncă până la gupii adulți. Da, mărime de pești. Mi-am luat inimă de vită, carne de pește și vreau să încerc o altfel de mixtură uscată. Un pic mai rentabilă, să zicem, la preț. Încă ceva interesant. Aici am niște pui de colis alalia. Nu sunt foarte mulți și am o problemă când în a le da de mâncare, pentru că m-au prins fără cultură de infuzuri. Încerc să-i țin în viață și pe data viitoare trebuie să fac cultură de infuzori neapărat. Experimentăm și cu chestia asta. Ne întoarcem la vivipari. Mi-am amintit ceva. Filtrele astea de colț, care tot așa le-am mai prezentat un pic, să zicem, într-un alt vlog,
Cred că următorul videoclip o să fie despre ele. Cum am mai întrebat oameni cum se construiesc chestiile astea și am nevoie să mai fac eu câteva. Și cred că ăsta o să fie următorul clip. Și anume, o să facem această piesă. Adică chestia asta. Țeava asta alimentată de aer scoate apă destul de bine. Și o să bricolăm câteva chestiuni de genul ăsta. Principiul filtrului n-are sens să-l prezint, că e mai mult decât simplu. Adică e un ștraif aici, un ștraif aici, un burete înfipt între cele două ștraifuri. Dar e un filtru pe care l-am bricolat zilele astea. Se vede un pic pe fundalul acelui acvariu și e bine să se vadă doar atât, ca să nu fie spoiler. Adică am găsit o modalitate să pot să folosesc filtrare biologică la absolut orice fel de filtru. Nu contează că e alimentat de un powerhead sau de o pompă de aer sau whatever. Piatră Pons sau Matrix. Și cum putem face chestia asta astfel încât să putem modifica orice filtru și să folosim o cantitate destul de mare. Cred că și asta o să fie un subiect în curând. O să vreau să mă concentrez un pic asupra acestui raft. După ce câștig iarăși lupta cu lintița, care mi-a acaparat absolut tot, cred că o să adaug substrat în aceste 6 acvarii și o să pun plante, efectiv. Adică nu doar chestiile astea care plutesc în masa apei, Najas și Ceratopteris, Najas și Ceratophyllum. Ceratopteris e aia plutitoare. O să vreau să pun substrat în ele, așa cu apă, cu tot, cu pești, fără substrat fertil, și o să pun criptocorine, echinodorus, anubias, dar să le plantez ca lume. Adică asta o să fie iarăși un mic challenge. Ok. Între timp au mai venit vreo doi oameni pe aici, am mai stat puțin la telefon și au mai trecut vreo 2 ore. Eu între timp trebuie să termin acvariul și m-am înarmat cu o lamă de cutter, cu o racletă și cu răbdare și ne apucăm de frecat silicon până curăț tot. Apoi trebuie să-i fac probă și cred că asta e ziua de azi. Schimburi de apă la bazine sau alte lucruri care ar trebui făcute pe aici mâine. Ok, după multe bătături am terminat de curățat siliconul de pe acvariu. Am rămas cu o grămadă de silicon. Care nu știu, gândeam că ar fi fost util să aibă și alte întrebuiințări. Cum ar fi, cred, în industria de prăști. E destul de elastic. Sau la petreceri ar mai fi o idee. Not funny? Nimic? Da, cu ce vă servim astăzi? Da, m-am plictisit. După ce stai și cureți cu lama de cutter milimetru cu milimetru de silicon, îți vin idei de genul ăsta. Scuze, everyone. Ok, revenim la acvaristică. Trebuie să îi fac proba. O să bag apă în el, las cu apă în el până mâine și apoi trebuie transportat. Că asta o să fie fun. Deci, apă. Dat drumul la probă, l-am pus pe polistirene distanțate cât de cât, cât să compenseze o podea care nu e neapărat foarte dreaptă. Și acum, după ce se umple și sper să nu uit apa curgând, deja mai puțin se face seară și cam asta a fost, din păcate, pe ziua de azi, adică prea puțin. Și timp de filmat pentru YouTube, nici astăzi, poate mâine, dacă nu
Mai facem și mâine un filmuleț de genul ăsta, vede. S-au umplut ochi. Când le fac probă, umplu mai multă apă decât ar trebui să fie în mod normal în acvariu. În acvariu trebuie să zicem 5 cm sub buza lui. Acum e plin până în buza. Și lăsăm cu apă până mâine și mâine este gata de livrat. Deja s-a făcut seară. Am obosit. Un lucru mai am de făcut și we call it a day. Mâncare la pești. Și cred că o să dăm niște pudră de asta. Încerc să le dau cât mai variat. Acum niște fulgi, acum niște boabe, acum niște mixtură, acum artemia. Și acum suntem pe de-asta măruntă. Eu aici am făcut mai mult un pic. Și ca să-mi vină ușor să o dau la pești și să umblu cât mai rar în găletușa asta, pentru că nu vrem să se umezească. Îmi iau un pic de asta, o transferăm din coace, cam cât să-mi ajungă pentru câteva zile. Hop. Și o administrez la pești de aici. Și am folosit o lingură bricolată, ca să fie mai lungă, i-am montat un mâner de pensulă. Și cu asta pot să iau cantități foarte, foarte precise. Hai la acvarii. Și o mănâncă foarte bine pești până la mărimea acestor neoni sau colise. Mare chestie drăguță, se împrăște foarte interesant pe suprafața apei. Bun. Și acum ninge cu comestibile. Avantajul de a avea acvariile fără substrat este că văd exact ce rămâne aici. Adică dacă rămâne ceva neconsumat, vedem. Și ăștia o mănâncă foarte bine, deși te-ai gândit că sunt un pic cam mari peștii pentru mărimea bobelor. But new. The lake. Dar e suficient de măruntă și pentru pui de gupi, de exemplu. Adică vrea el să focuseze așa singur? Nu, deci... Bun. Enjoyment. Niște Endler Tiger, care au pui în acvariul ăsta. Și l-au fix cu mărunțeșul ăsta de mâncare. Și tot ce ninge aici va fi colectat într-un final de coridoras. Ok, și o să termin de hrănit peștii. Lucru care în toată casa, în principiu, durează undeva la jumătate de oră. Și apoi mai sunt și lucruri casnice de făcut pe aici, deci gata cu acvaristica pe ziua de azi. Probabil nu pare că am făcut prea multe, iar din perspectiva mea cel puțin, ziua a trecut mult prea repede. Toate sunt urgențe, tot ce am de făcut pe aici e de făcut urgent, 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 trebuie să schimb apa urgent, trebuie să spăl filtre urgent, trebuie să mă ocup de bazinele cu plante urgent, trebuie să pun niște pești la înmulțit. Tot urgent este să fac și filmări pentru YouTube, nu-i așa? Pentru că ne place. Ne place, place. Doar că cumva parcă nu fac nimic. Nu știu, trece ziua, am făcut două chestii, mi-am propus 10. Mă frustrez un pic. Hai că fac mâine mai multe și mâine fac de fapt mai puține și așa mai departe. Dacă ne mai plângem un pic, de ce? După urmă, viața e frumoasă, băi. Hai să ne mai plângem atâta. Anyway, ca să revenim la oițele noastre,
youtuberești. Sper săptămâna asta să pot să fac clipul cu țăvușca aceea care mișcă apă. Pentru că din toate chestiile astea v-am decis că vreau să fac pe aia. Apoi trebuie să vă arăt filtrul cu filtrare biologică. Și apoi o să trecem la câteva chestii un pic mai grele. Prezentarea sistemului ăsta, cu filtrare, cu țevi, cu toate nebuniile, care e un subiect un pic mai complicat, adică unghiuri de filmat mai ciudate. Și apoi modificarea lui, care în sens efectiv e muncă. Schimbat țevi, înlocuit, scos acvarii dintr-un anumit sistem băgat în altul. Cred că mă repet, nu mai știu. A fost o zi lungă, sunt obosit. Bine, scuze! Revenind, când nu pot să mă ocup să fac un clip serios, cred că o să mai facem de-astea, în care pun telefonul pe acolo, eu îmi fac ce am de făcut și mai schimbăm o vorbă. Cum cred că am mai zis că fac, am vedea. În caz că ați găsit ceva interesant, dați vă rog un like, un subscribe, schimbați apa peștilor, spălați filtrele, ștergeți geamul, sifonați substratul, faceți teste de apă și apoi, dacă mai avem timp, ne vedem în următorul. Ciao!